Idiotule, uite ce ai făcut! Data viitoare, uită-te pe unde mergi. Deci tu ai venit aici pentru că vrei bani? Da. Îți dau eu bani. Cât vrei. Ca să te culci cu mine. Uite, generică, ia uite, nu te-am văzut la Crăciun. E, ce să faci? E, bravo! Uită-te și tu cine a venit să-mi spună la mulți ani. A venit tata, Irina! Știi ceva? Eu nu pot să te țin aici. Abia mă descurc. Vreau să știu adevărul. Pe noi, în afară de sex, te mai leagă ceva? Am văzut-o cu ochii mei, unchiule. Trebuie să vorbesc cu el să-i dea papucii parașute astea. Mă rog, de data asta, Jorge, mă rog! S-a mai fris! Cu teatrul ăsta ieftin, gata! Gata! Nu-ți mai bate joc de mine și de copilul nostru! Jură pe asta că nu o să părăsești niciodată. Jur. Mama! Hai, măi, Ioana, fă ceva. Nu sta cu telefonul ăla în mână degeaba. Copilul ăsta chiar nu are pe nimeni. Accept. Dar te costă 75.000 de euro. Am iubit-o mult pe femeia asta. Sunt de 10 ani împreună. Și avem o fată. O chema Ștefania. Nu. Nu cred. Lasă-mă să-ți explic. Pleacă de aici, că-ți cred că pleacă din casa asta, că te omor. Tu ai omorât-o! Și o să te duci acum, după ea. Atât a dus-o capul ei de româncă. Cămăta, nu e fata lui soră mea? Mama e înfiată. Să taci! Că ea nu știe nimica. Ascund lacrimi ține, strângem pumni, dorul meu de tine. Te-a prins grăbit, rapid ars, când împreună înseamnă ieri, despărțiți începe azi. Dar tu ai văzut doar defecte în mine, nu poți schimba pe cineva dacă o faci doar pentru tine. Tu n-ai văzut când depărtezi o fată care vede perfectul în tine, o fată care se va pierde în mulțime și locul ei, acum îți spun. Eu am găsit altcineva ca mine, e imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostei mele este defect plus defect. Eu am găsit pe altcineva ca mine, e imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostei mele este defect plus defect. Uite, degetul inelar liber, ochii după ochelari, plângi, dar sincer. Suri de străzi, prin cap mii de gânduri. Oare e un defect că te-am citit printre rânduri? Dar tu îndepărtezi o fată care vede perfectul în tine, o fată care se va pierde în mulțime și locul ei, acum îți spun. Eu am găsit altcineva ca mine, e imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostei mele este defect plus defect. Eu am găsit pe altcineva ca mine, e imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostei mele este defect plus defect. Eu am găsit pe altcineva ca mine, e imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostei mele este defect plus defect. Eu am găsit pe altcineva ca mine, e imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostei mele este defect plus defect. Thank you.
Ștefania, uite, asta e noua ta casă. Îți place? Ștefania, uite ce casă frumoasă. Ce zici, îți place? Ce faci, Veorico? Stai? Ce ai? Mi-e dor de Brândușa. Și mie, dar hai că avem treabă, trebuie să facem parastază de 40 de zile. Hai, lasă-mă, lasă-mă. Hai, femeie, odată, hai, odată. Lasă-mă, am spus! Nu ți-e dor de ea? Și mie mi-e dor, dar trebuie să mă ocup și de voi. Dacă eu cad, praful și pulbăra să alege toată familia asta. Bine, mă, du-te, mă, să fii tu leu fioros și lasă-mă durerea mea, lasă-mă, lasă-mă, lăsați-mă. Hai că mă duc să fiu eu leu fioros. Pe cine avem noi aici? Amza! Uite, ea e Ștefania și ea e Ioana, care va avea grijă de Ștefania. Și te rog frumos, du-te și arată Ioanei apartamentul la mic de jos. Da? Da, sigur. Hai cu mine. Ștefania, ea e Eva. Ștefania. Ce faci? Ștefania, da se poate. Spune cum te cheamă. Hai, tati. Da, mama nu ne ajută și ea? Lasă-o în pace. Nu e bine deloc. Păi... Voi nu vă aduceți aminte că când a murit sorsa a plâns jumătate de an? E uite că am uitat numărături. Așa de ciudat. Nu vine să cred că nu mai e Brândușa. Da. Măcar o vedeam de câteva ori pe an, dar știam că e bine, că e sănătoasă. Sănătoasă. Dacă era sănătoasă, nu făcea ce-a făcut. Săruna la fetele. Ce să face trăiești. Frumoasa mea, prințesa mea. Ce face frumoasa mea. Unde-i fata? Păi așa, direct, fă. În loc de bine ai venit, da? Haide, zi, unde e? E afară? Păi nu ți-am zis că e la... la Ștefan, cu ea el. Ți-am zis. Doamne bună! Doamne, iartă-mă! Bă, uite, eu, te-au rămas 39, ce? Ștefania, ai sânge din sângele nostru, eu vreau fata aici! Fii, fă, dar nu-i Ștefan, tasul, păi eu pus-o așa cu japca direct, până... Băi, stai! O, fă, că asta e chestie de pușcărie dacă o iau așa! Fă, du-te, dar smulge buruienele din grădină dacă ai dragi! Nu ești în stare de nimic! Eu... fă, prințeso! Păi, Eliso, ia du-te, du-te dulap de aia de o farfărie, să, fie, să pune să fie 40. Auzi, mamă, Gero? Ai idee din ce familie de români mă trag? Tu? Păi dacă mama e româncă... Gura! Vorbești de asta? Tu ești țigancă și atât. Și sângele de țigan e mai tare ca la de român. Hai, du-te de-o strânge cioburile. Hai, da! Vecine!
Regina, iartă-mă că am venit așa rapid, brusc, inopenant, ad hoc, dar am un necaz și numai tu poți să mă ajuți. Zi. Veorica suferă. Bine, acum noi toți suferim, știi? Dar e mai sensibilă și suferă mai tare. Și am venit să-i faci un vudu de la al tău, că poate îi trece. Mm-hmm. Bine. O să trec mai încolo, să facem o meditație, dar acum punem masă. Nu, acum. Acum trebuie, pentru că avem asta, parastasul de 40 de zile al bundușei. Acum trebuie să... Susuraș, poți să plec și eu un pic? Unde? Eu l-am rugat să mă ajute cu Veorica, să-i fac o meditație de asta, că i-a mai făcut și a fost bine și acum poate că, da, e o zi grea pentru ea. Da. L-am rugat acum. Da. Mâncăm okay. Că mă întorc, da? Da. Sau, dacă vrei, în caz că vrei, putem să luăm prânzul împreună. Mm. Cam asta e. Da. Și? Fata? Și fata ce? Fata ce știe de casă, de noi. În primul rând, fata e sora ta și în al doilea rând știe că mama ei a murit și că urmează să locuiască aici cu tatăl ei. Ok, și de noi nu știe nimic? E foarte complicat să explic Ștefaniei cine sunteți voi. Ok, iartă-mă că zic, dar mie nu mi se pare complicat, e chiar foarte ușor. Da, tu știi mai bine. Nu mai e nimic ușor pentru Ștefania. A trecut printr-o operație foarte grea, a trebuit să-i spun ieri că mama ei a murit și de atunci n-a mai scos niciun sunet. Ștefania, dar nu-i frumos, dragă? Spune frumos cum te cheamă, Ștefania! Stai! Las-o! Lasă copilul! Las-o, bate! Nu știu cum să mă port cu ea. Dar nu știu să fiu tata. Tu întotdeauna ai știut să te porți cu copiii. Aha. Și pentru asta ai adus-o aici, da? Să am eu grijă de ea. Mulțumesc frumos. Eva. Da? Eva? Hai. Ascult. Spune orice. Spune. Mamă, vezi că iau și eu 20 de lei. Nu, aia sunt banii de apă. Las că pui tu la loc. Nu am... Mamă, sunt 20 de lei, frate. Nu am de unde să pun. Ia-i și fugi. Ne descurcăm noi. Ești cel mai tare. Minunat. Ia din banii mei și tu ești ăla bun. Dar e un copil. Era un copil când ai plecat tu. Acum Edita mai omul, care nu face nimic și eu trebuie să o întrețin. N-a trecut niciun minut și ai reușit să-mi reproșești ceva. Asta este un record personal. Dar mă bucur foarte tare că ți-ai păstrat simțul umorului. Că o să ne ajute. Când o să ne taie apa. Iată banii încoace. Eva, hai! Asta e tot ce ai tu să spui. Asta e tot ce ai tu să spui. După ce ai dispărut o lună, mai mult de o lună ai dispărut de acasă, fără să știu unde, fără să știe nimeni. Asta e tot ce ai tu de spus? Știi foarte bine că am fost la Viena, am avut grijă de ea. Ți-am telefonat, ți-am scris. Nu mi-a răspuns la niciun mesaj. Ce? Ce-ar fi trebuit să răspund? Ce trebuia să spun când mă anunțe rituos? Ca pe o sentință, eu îmi aduc copilul în casă. În casa noastră e și casa mea sau nu mai e? Dar oare unde crezi tu că ar fi trebuit să o duc? Este un copil în convalescență, în perioada de recuperare. Are nevoie de ajutor. Iar de ieri, de când i-am spus că mama ei nu mai e, nu mai scoate o vorbă. Bun. A fost un tată... În fine, de oricum, asta pentru că știam că tu ai grijă de copii. Dar fetița asta nu mai are pe nimeni în afara mea.
Oh, Doamne. Oh, Doamne, ce înduioșător e, por. Dacă nu te-aș cunoaște, mi-ai frânge inima. Nu, 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 de fapt ai dreptate. Formula funcționează impecabil. În cazul tău a funcționat impecabil. Un bărbat singur, văduv, cu trei copii mici, perfect, a mers. Și ce vrei, să o dau afară? Dar nu-ți e rușine. Mie? Mie să-mi fie rușine? Cum crezi că aș putea să-ți spun să o dai afară din casă? Altfel n-ai fi adus-o aici. Dar mă întreb, oare te gândești vreo clipă, vreo secundă la ce simt eu când văd copilul ăsta în casă? În casa noastră, e casa mea, sau nu e? Nu mai e casa mea. Ce simți? Hai, spune-mi ce simți, dar așa, sincer. Ești un cub de gheață. De mulți ani. Și acum dai vina pe mine că... Să nu îndrăznești. Să nu cumva să îndrăznești. Să mă faci pe mine răspunzătoare de toate ticăloșiile tale, de toate trădările tale, să nu Nu fă asta. Am avut nevoie să mă simt iubit. Și eu nu te-am iubit? Am avut singură, practic am avut singură grijă de trei copii, care nici măcar nu erau ai mei. Nu știu dacă m-ai iubit. Poate doar ți-a fost milă de mine. Și crede-mă, e ultimul lucru pe care un bărbat vrea să-l vadă în ochii unei femei. Eu aș fi vrut să-ți fie milă de mine. Nu. E, mie nu mi-e milă de nimeni și de nimic. Lacrimi ține, strânge-n pumn dorul meu de tine. Te-a prins grăbit, rapid ars. Când împreună înseamnă ieri, despărțiți începe azi. Ce? Iar te uiți pe pereți? Poftim? Ești așa abătut. Și nu-mi place să te văd așa. Nu e nimic. E că e din cauza lor mei. Azi tata o să o aducă pe sora mea acasă. Nu vreau să iasă scandal. Ce? Doamne, nu pot să cred. Neața. Dimineața a fost la 6 când am dat deșteptarea. Da, știu, eram trează și atunci. Da, că veneai de la chef, crezi că nu te-am auzit? Eu am somn iepuresc de militar. Da, și ce vrei să fac? Am 28 de ani. 28 de ani? Tu știi ce făceam eu la 2? Da, 20... erai major, știu, n-am timp de poveștile tale de succes. Știi ce fac eu azi? Mă duc la un casting, la parfum. Pârț. Alo? Da, da, da. Da, eu sunt. Bine, sunt pe drum. A. Da, bine. Nu, nu e nicio problemă, nu m-a spus pe drum. Bine, ne auzim data viitoare. Mulțumesc mult. Să vă ia dracu cu minciunile voastre cu tot. Ce ai pățit? M-au pus să mă trezesc dimineața, să mă machiez, să-mi anulez Uber-ul, alți bani, altă distracție. Dar ce e? Ce e? Vă roșcate pentru reclamă. Păi, vopsește-te. Te-ai dus cu capul? Știi cât de nasol îmi stă roșcată? A, sau stai, nu erai aici când am fost roșcată.
Mai bine să-i cătări. Ceva serios de muncă. Hai, n-am chef. Și ce, să te cocoloșesc ca maică ta? Trebuie să te trezească cineva la realitate. Ce faci tu nu e meserie. Gata, da? Chiar n-am chef să te mai ascult. O să mor de foame. Hai, pa. Lasă-mi fata în pace, cum îți permiți? Uite că-mi permit. Ultimii ani, nu tu ai stat lângă ele, eu am stat. Fii atent că m-am întors. Mitocan. Ce să fac? Vreau să fiu cu tine. Dar nu se poate. Acum ești cu tatăl tău. Dar nu știu casa asta. Cine sunt oamenii ăștia? O să fii bine. Te rog, spune-mi ce să fac. Ajută-mă. Eu? Iubirea mea. O să fiu mereu aici lângă tine la fiecare pas. Ești puternică. Mami! Mă, Leo, nu vreau să par needucat așa, dar nu mai ești tu casă. Mai stai și tu pe la tine, pe acasă, așa, zic și eu. Dar nu-mi vine să mă duc acasă. Păi eu te înțeleg, dar nu mă pricep cu chestiile astea, să conjugale, să te învăț, să te povățuiesc, să te... Na. Azi e ziua, azi e... Ăsta parastasul Brândușe, fata mea mijlocie și... Așa. Și toată lumea așteaptă de la mine să le fac eu pe toate, să le organizez eu pe toate, să le... Să fiu eu ăla care... Să fiu Leu cel puternic, știi? Păi și fii Leu cel puternic, cine te... Da, sunt... Fii Leu, toată ziua zici că ești Leu, sunt Leu, sunt Leu, fii Leu. Sunt Leu, dar sunt trist și chiar și nu mai pot, și nu mai pot. Și vine să și urlu, să... Ca Leu să urlu, vine să mă arunc dracu în pat, să stau cu capul în perne și să nu mă mai scol de acolo. Și nu pot să le spun lor asta, că nu pot să le spun. E, aici te înțeleg cumva. Vezi tu, asta este povara liderilor, oamenilor puternici. Trebuie să ținem toată povara lumii, dacă vrei, pe umerii noștri, așa, să ne îngreunăm noi, să nu zicem nimic, să nu se vadă, știi? Să părem puternici mereu. Asta e situația. Da. Da? Să știi că ești prima femeie, prima femeie care zice chestia asta. Ești chiar prima care spune și înțelege asta. Prima. Dacă tot mi-ai confesat treaba asta, să fac și eu o confesiune. Leu, dacă eu aș fi lăsat vreo secundă garda jos, îmi lăsam la vedere sentimentele, slăbiciunile, vulnerabilitățile, păi tu crezi să mai ajungeam vreodată divă? Never. Niciodată. Totdeauna a trebuit să fiu puternică, să vadă că sunt strong, știi, că am situația sub control. Asta e viața noastră. Vezi că numai ție ți-am zis. Exact ce ziceai tu înainte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa. Hai, pune-te în poziție. Nu, cum ți-e ție confortabil. Da. Așa. Bun, spatele drept. Nu mai stă copășată că nu-i bine. Așa. Ce fac, respiri acum? Da. Încearcă să respiri. Hai, inspiri. Nu pot, că nu pot. Nu mai pot. Cum? Nu pot, nu pot. Haide, mă, încearcă. Nu pot! Am treabă azi, Leo te-a trimis pe... Nu pot. Deci măcar 20 de minute, da? Hai. Te rog frumos, și așa este o zi grea. Păi e grea, exact. Hai. O, Doamne. Of, ajută-mă să treci de ziua asta.
Nu pot, gata. Nu pot. Unde e Leo? Nu pot! Deci, te rog frumos, încearcă să uiți. Liniștește, detașează-te. Mă, băiete, tu-ți bagi joc de mine? Nu. Cum adică să uit de brândușa, să uit că azi e parastasul brândușii? Cum să mă detașez? Dar nu am spus așa ceva. Încercam să te liniștesc. Bine. Hai, încerc încă o dată. Hai, nu mai sta cocoșat. Da. O, Doamne, ajută-mă. Și... Băi, nu pot, mă, nu pot, gata, nu, n-am răbdare. Unde-i Leo? E acasă la noi. Unde? Acasă la noi. Cum e? E cu nevastă ta singur? Da. Păi e cu nevastă ta singur? Da. Și ai încredere în ea? Da, nu sunt gelos. Am încredere în ea. Dar eu n-am încredere în Leo al meu. Nu râde! Haide, totuși, să... Să ce? Să fii serios și el. E vorba de Leo, totuși. Adică, ce vrei să spui? Ama, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar are o vârstă, Leo. Așa, și? E și eu arăt... Adică el e urât? Nu, nu asta am spus. Bă, băiete, uite așa cum arată el, să știi că întoarce planeta asta cum vrea. Și ce limbă dulce are? Fraierește și îndulcește pe cine vrea el. Pe oricine. Pe oricine? Du-te, mă, acasă, mă, băiete, mă, și nu-l lăsa singur, bă, cu ea. Auzi, facem asta în altă zi, da? Lasă-mă, dracu, du-te, că dacă aveam un bărbat ca tine, ajungeam la dracu, nicăieri. Doamne, ia. Aoleu, ce treabă? Aoleu. N-ai ce să cauți aici. Nu-i casa ta, e casa lui Tactu. N-ai aflat că vine azi și vrei să faci scandal? Ștefania! Ștefania, el e... Bună. Eu sunt Andrei. Îmi pare tare bine. Haide să-ți arăt ce cameră frumoasă ți-a pregătit tatăl tău, vrei? Hai. O să-ți placă. Mă judeci. Normal. Nu, nu. Nu. Încerc doar să înțeleg, să-mi răspund la o întrebare. Cum s-a ajuns aici? De ce? Cum s-a ajuns la toate astea? Nu știi? Termină. Nu poți să dai vina pe mine pentru... Bună, trebuie să recunoști că nu e numai vina mea, e și vina ta. Da. Recunosc. Ai dreptate. Sunt vinovată. Sunt vinovată că am acceptat trădarea ta. Sunt vinovată că n-am plecat de prima oară când m-ai înșelat, când am aflat că mă înșeli. Sunt vinovată. De ce n-ai plecat? Bună. Pentru că te-am iubit. Eu te-am iubit cu adevărat. Și m-am consolat cu gândul, cu faptul. Că tot la mine te tot. Și am trecut peste mirosul de parfum ieftin din hainele tale, de parfum. Am trecut și peste sărbătorile, toate sărbătorile pe care le-am petrecut singură. Am trecut. Și atunci de ce nu vrei să trecem și peste
incidentul ăsta, Eva. Cum? De ce nu vrei să trecem și peste incidentul ăsta? Incident, incident, tu îi spui incident, tu îi spui incident, incident. Copilul amantei tale e un incident? 10 ani de zile! Ai dus o viață dublă! Și acum ai adus în casa mea copilul trădării tale! Asta ai făcut! Copilul trădării mele, vezi că e cam... Da, da, pardon. Eva, știu de la bun început că sunt un bărbat... am anumite nevoi. Da? Da, îmi place viața, Eva. Nu pare, dar îmi place. Am vrut să simt că trăiesc. De când n-am mai făcut noi ceva nebunesc, Eva? Nu mai știi. Am ajuns doi oameni blazați, plictisiți. Și trebuie să recunoști, nu e numai vina mea. Bine, recunosc. Dar eu nu m-am consolat cu primul bărbat ce mi-a ieșit în cale. De asta tu ești mai bună decât mine. Tu crezi că eu nu știu că am greșit, dar ce pot să fac? Mă, nu pot să dau timpul înapoi, Eva. Hai să mergem mai departe. Împreună. Ca o familie. Exact. Familia ideală. Tu, eu... și copilul amante. E perfect. Așa. Eva. Ceva trebuie să facem. Sau vrei să mă părăsești? Sunt sătulă. Lasă-mă că o să ai alt casting. Unchiul are dreptate. Ar trebui să mă apuc de ceva serios. Păi și visele tale? Nu știu, Iulia. Poate ar trebui să fac ceva serios, așa cum face și Ioan. Ce? Profesoară, ca mama. Se pare că mama e bine? Știi bine ce salariu are. Păi da, dar măcar îl are. Tot răsărire. Parcă am mai văzut asta cândva. Ce să vezi? Coronița. De ce ești nostalgică? Posibil. Probabil pentru că s-a întors tatăl vostru. Dar tu când ai de gând să vorbești despre el? O să vorbesc când o să pot. Da, mă, mamă, dar eu nu știu cum să mă comport cu el. Nu știu ce să vorbesc cu el, ce să-i zic. Cum să te comporți, dragă? Ca și cu un tată. Mă, Iulia, nu e chiar așa simplu. Ba, este. Tata e tata, oricâte greșeli a făcut, da? Nu te las să pleci. Păi n-am zis asta. Și atunci ce faci? Nu știu. Chiar nu știu. Am și eu voie să nu știu ceva pe lumea asta? Eva, vrei să salvăm căsnicia asta sau nu? Nici asta nu mai știu. Nu mai știu nimic, Ștefane. Lasă-mă să mă gândesc bine la ce vreau să fac. De când am aflat, n-am dormit, n-am mâncat, n-am... Nu mai sunt supărat. Am trecut de supărare.
mi-e greu. Tare mi-e greu, Ștefan. Tristă. Și nu văd nicio soluție. Am înțeles, am înțeles, da. Eva. Hai să ieșim undeva. Hai, mergem, vorbim, nu știu. Ne lămurim, poate. Ne redescoperim. Ți-i milă de mine? Nu trebuie să mă consolezi. Nu trebuie să faci nimic. Știu să pierd. Gata, am făcut pe Ghidu. Dar eu tot nu înțeleg de ce trebuie să stea în cameră la Alin și nu stau în camera asta prăpădită de sub scară. Aici nu se intră. Clar? Bine, deci s-au aranjat. O să merg și eu până acolo să văd dacă n-au nevoie de ceva. Auzi? Rămân amândouă aici? Bineînțeles. Ioana trebuie să stea cu Ștefania pentru că are nevoie de supraveghere permanentă. Bun, vezi că vreau să vorbim ceva despre firma. Ce să vorbim? Vreau să știu și eu ce s-a mai întâmplat de când am fost pe aici. Mai nimic. Ai lăsat firma? Pe mâini bune, tată, stai neștind, nu cred că a falimentat-o încă. Ei, nu glumi cu asta. De fapt, dar ce să mă aștept de la tine? Nu, stai liniștit, eu o să fiu aici și dacă vrei mai încolo, oricum, mergem să ne uităm împreună peste rapoarte. E ok? Ok, ok, mulțumesc. Am zis că nu vrei să ieși. Hai să stăm aici pe terasă, bem o pahară. Așa, ca în vremurile bune. Ca? În vremurile bune. În vremurile bune, da, da. Exact. Eva! A lipsit mai bine de o lună și uite cum vine. Și? Te așteptai la altceva? Are nevoie de niște timp de acomodare, are nevoie de niște stabilitate. Dar o să fie bine. E un copil puternic. Ce ar trebui să mai fac eu? Să-i spui care frați? Nu poți să mai minți. Bine, bine. Îi spun. Trebuie să depășească trauma asta. Uite, eu trebuie să merg până acasă să-mi iau niște haine, dacă tot rămân aici. Bine. Și o să iau o carte de psihologie să văd dacă pot să ajut cumva. Ajuns foarte mult. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc pentru că stai cu ea aici. Trebuie. Ștefanie, e și responsabilitatea mea. Am jurat că o să am grijă de ea. A fost ultima dorință brândușei. Gata! Gata ce? Meditația, gata, s-a terminat? Da. Așa repede? Am meditat. E foarte bine, Veorica. Da? Da. Te așteaptă. Pe mine? M-a chemat? Nu, doar mă așteaptă, da. Nu, te așteaptă. Mă așteaptă. Atunci, ce să zic, eu mă duc, vă las. Mi-a părut bine, cam întotdeauna. Asemenea, cam întotdeauna. Te aștept la Arastas, peste câteva ore. Venim. Da. Împreună. Da, da. Păi împreună? Da. Altfel cum? Da, da. Normal că împreună venim. Da, împreună. Bine, o zi bună atunci. Da, la revedere. Te pup, vecine. Pupița, tu ești cumva gelos?
Nu? De ce să fiu? De ce să fiu? Păi nu știu, așa că te cunosc. Ziceam, mi s-a părut că... Nu, nu sunt. Nu am cum să fiu. Pe Leo. De ce? Of, am cum, Doamne, să fiu? S-a dat la tine? Gopiță, tu știi că eu numai pe tine te iubesc. Tu știi că ești dragostea mea. Ce încărbioane îți îmbrățim încă? Tu nu știi că eu te iubesc numai pe tine. Tu știi că pe mine nu desparte nimeni și nimic. Gopița mea iubire. Ce? Nimic. Orpătorul. Nimic. Ștefania trebuie să fie copilul nostru. Așa da, vrea Dumnezeu. Înțelegi? Vrea Dumnezeu. O vrea Dumnezeu. Fă, dar face Dumnezeu legile după pământ? Face Dumnezeu acte? Păi tocmai! Că noi doar legile lui le urmăm, nu? Nu? Le urlăm. Narciza! Tăticu, jar mănânci. Narciza! Da? Mă auzi că a venit la vii. Da, e la baie. Sărmă. Ha! Ștef! Unde-i fata? Unde-i fata? Unde-i fata? Tată, tată. Ce? Să zic. Zi, hai. N-a adus fata încă. Cum n-a adus-o? Cum n-a adus-o încă? Voi vreți să mă supărați într-o zi ca asta? Vreți să mă supărați, să mă enervez într-o zi ca asta? Nu, te rog eu frumos. Liniștește-te că o să se rezolve. Bine, hai jos, că vorbim jos. Coborâți repede, că doar nu o să punem noi singuri masa. Da. Hai odată. Coborâm imediat. Hai că vă aștept. A plecat. Pune mâna pe telefon și sună-l pe mizeria aia de Ștefan. Sună-l pe mizeria aia de Ștefan, acum! Fata, cu cură, ho! Te dă tăticu afară din casă. Oh, lămurește-te cu el, acum! Taci! Ce faceți? Nimic. Nimic faci tu! Și fetele tale! Nu te mai legi de fetele mele, ai înțeles? Dar stați ușor, am pus și eu o întrebare. Uite așa o ține într-una, că fetele noastre sunt niște ratate. Și? Te simți vinovat, a? Uite ce mai piticanie! Fetele mele au voie să facă ce vor, iar noi le susținem! Vă rog, nu vă împierbântați așa! Tu n-ai fost aici 5 ani de zile! Te-ai dus să cauți o pâine! Asta este între mine și nevastă-mea, așa că nu te băga! Cum nu mă... Nevasta ta ar face mai bine să te imită iar după pâine, poate nu te mai întoși deloc! Gata! Ajunge! Nu-mi dă mie comenzi, eu sunt general în rezervă! Băi, soldatule! Atunci stânga împrejur și marș! Afară din casa mea! Casa ta? Da, da, este și casa mea! Și Iulia și Irina sunt și fetele mele! Așa că nu te mai lega de ele! Plec! Dar nu de curata, ca să nu-ți mai văd fața aia, ratat! Ratatule! Bă! Ce-i? S-a întors tatăl tău? Da, da. Și ce? Par nervos. Nu sunt. Știi, cu mine poți să vorbești orice, măi Andrei. Da, măi, știu. Chiar știu. Ia uite cum își aduce curva în casă. Cine-i fata aia? Una. Nu contează. Mai, bă, încetează. Bă, era pagu, mă. Hai. Hai, faceți ceva, pune mâna și pune și asta. Pune mâna și tu, mă. Hai, o dată, lasă telefonul. Băi, mama, Vizalo, chiar trebuia să porți salba asta acum. De ce are, brei? Și înțăgancă și porți și alba, asta e. Mai vin și alți oameni la masă, mai vin și alți... Și ce țărușune? Uite ce vrea să spună Leo, că astăzi nu facem fală. Astăzi e vorba despre Brândușa. Da, că n-a vrut el fală. Hai, mă, Angelo, că-ți stă bine și fără salbă. A, bine, da.
Și voi ce vă zgâiți atâta, mă? Ia mai aduceți scaune, că vine mai multă lume aici. Hai! Cine? Hai! Cine? Pe cine, ca să știe ea tot, să știe ea tot. Poate că nu vreau să spun. Las că o să vezi tu. Cine? Cine? Să nu-i mai vorbește așa niciodată. Tu nu știi cât a suferit. Îmi pare rău pentru sora ta, că a fost o femeie foarte bună. Prea bună pentru el. Gata, Relule. Te-am primit înapoi în casă. Și tu, eu? Așa te porți. Păi eu? N-ai văzut cum vorbește despre fetele noastre? Sau poate ești tu de partea lui? Dar cum poți să spui asta? Păi dacă e apărarea. Sau crezi tu că fetele noastre sunt niște ratate? Nu! Eu le-am susținut și le susțin întotdeauna. Indiferent ce decizii iau ele. Ce bine că zici asta, mama. Ioana. Voiam să vorbesc ceva cu tine. Tată. Ar trebui să te îmbrățișez. Așa ar fi normal, dar nu e cazul. Da, știu că nu mă poți ierta, adică bănuiesc. Dar poate cu timpul o să mă acceptați. Nici măcar n-am timp să mă gândesc la asta. Am venit să vorbesc cu mama. Dar de ce vorbește și cu mine? Sunt tatăl tău. Da, am vrut să vorbesc cu tine. Chiar am vrut să vorbesc cu tine. Dar nu era aici. Știi cine era aici? Mama. Mama care a ținut și loc de tată cât tu ai fost plecat. Și nu știu cum ai păcălit-o să te primească înapoi. Tata, eu nu pot să te iert așa ușor. Ioana, ce bine pare că te-ai întors. Începusem să-mi fac griji. Să nu pierzi rezidenția tu, mamă. Mama, despre asta vreau să vorbim. Uite, vezi? Astea sunt toate rapoartele de când ai plecat. Stai liniștit. Știam că o să faci o treabă excepțională. Am zis și eu așa, că vreau să verific doar ca să nu creadă fratul că doar cu ele sunt dur. Aoleo. Ce? Obiceiurile astea ale tale. Adică? Nu te-ai săturat? Cum? De ce nu ești sincer niciodată? Andrei, înțeleg că ești supărat, ai dreptate. N-a fost tocmai în regulă că nu ți-am spus despre ce-i vorba. Dar am fost foarte prins la Viena. Da. Mă, cât tu pe o poți să ai tu să vii aici cu ea în fața mamei mele? E sora ta. Fie că-ți place, fie că nu. Stai niște că nu despre ea vorbesc. Stai ce... Da. Eu sunt. Vin aici. Eu zic că e timpul să îngropăm securea. Vino încoace, hai că-i pare astăzi. Azi e? Nu mă dă seama. Deci trebuie să vii încoace că... Să vorbești cu Leo despre... Să vedem cum facem cu fetița. Nu, Leo nu cred că o să vrea să vină. Bă, dacă ai iubit-o pe Brândușa, măcar puțin în viața asta, vină încoace acum. Bine. Te rog eu. Bine. Că nici măcar adio nu ți-ai luat de la ea, ce dracu. Da. Ne purtăm civilizat, da? Civilizat, domnule. Cum altfel? Civilizat. Hai. Hai acum, hai. Eu vreau să te-am vorbit. Civilizat, a? I-a arăt eu lui civilizat. Fă, tu ce vrei, scandal acum? Ce rezolvi cu scandalul? Hai că vorbim mai încolo. Am treabă, trebuie să plec. Da. Sigur. Eva, ești bine? Ești bine? Trăiesc, asta e tot.
Am văzut că a venit domnul și... Trebuie că ți este tare greu. Nici să nu vă vorbiți, eu nici nu pot să-mi imaginez. Da. Da. Pot să te ajut cu ceva. Nu, nu. Ba! Știi ceva, Katia? Ea anulează tot ce am eu de făcut pe ziua de azi. Toate programările, tot agenda, tot. Reprogramat, gata. Vă împăcați. Nu. Da, poate că ai dreptate, poate că tu ai dreptate, poate că ar trebui să vorbim. Poate că există o șansă să ne purtăm totuși decent, civilizat unul cu celălalt. Poate că vorbind o să înțeleg și eu de ce a făcut ce a făcut. Poate că există, are o justificare la toate astea. Ce justificare? Că doar nu l-ai trimis tu la alte femei? Mai știi? Nu. Eva? Îl mai iubești? Îl urăsc cumplit pentru ceea ce mi-a făcut. Deci? Cred că încă îl mai iubesc. Iată. Hai încoace! Veniți încoace, să vedeți cine a venit! Hai, repede! Repede, repede! Și voi! Haide! Ia uite cine a venit! Ia uite! Nu se poate! Doamne Dumnezeule! Copii, nu se poate! Să rămână! Doamne! Nu poate ștelpile tale! Ia uite cine a venit la noi! Mă, băiatule, mă! Mă, băiatule! Aoleu, frumosule, frumosule! Aoleu! Mamă, bossul, unchiul Rafa! Ce faci, unchiule? Te-a dat afară din Parlamentul European? Nu. Un țigan niciodată nu le-a nimeni afară. Dacă doar că vrea el. Hei, Leo, ai văzut? Ai văzut la fratul? Că e mândru că e țigan? Hai, lasă asta. Hai, frățioare, să vorbim și noi în birou. Așa, fără muieri, până eu, să punem masa. Hai, puneți masa! Ce om mare, fa, veni la noi, ce om mare! Șerpeni, m-am prostinit-o. Bă, cine, mă? Hai să spun doar, hai să-ți ce? Masa, hai, hai să pregătim ceva! Haideți repede, haideți, dă-o multa, hai! Da, ce bucurie! Poate ajung și eu parlamentar într-o zi ca unchi tu, mă? N-ar fi rău să mai treacă pe aici. Ne mai vinde un pont, nu? Nu prea cred. De ce? El și tata nu se înțeleg bine. Sunt frați vitregi. Păi și ce? Am văzut că se înțeleg bine. Nu știu cum se preface tata tot timpul. Eu nu știu toată povestea, că nu spune. Zi. Dar... Tot ce știu e că bunicul a lăsat-o pe bunica pentru mama lui unchiul Rafael. Jale mare, a? Da. Ce? Hai, ce? Haideți! Pune-ți tu mâna la treabă, hai! Da. Hai, pune-mi mâna la treabă. Bursuriu! Tu ai idee ce a fost unchiul Rafa la bază? Țigan. Și acum nu mai fi machidon și ăsta sau ce? Nu, e parlamentar. Și ce legătură are măsura cu prefectura, a? Păi are imunitate, mă. Scapă cu orice. Chiar și cu faptul că e țigan. Ești prost. Nu la asta mă refer. Bă, unchiul Rafa a fost mare sculă de basculă pe muzică în state. Ăsta e rampa mea de lansare, mă. Mă lansează, mă. Păi cheamă-l, mă, încoasă, te audă cum cânti. Păi da, mă, dar nu merge așa, că nu vreau să vadă lucruri mici. Vreau să mă vadă că sunt șmecher, că-s frumos. Bicepsul biceps, când te cânt, fa recital, mă. Ai înțeles? Recital. Unde dracu să faci tu, mă, recital? La Parastas. Bă, frate, bă, eu nu știu dacă se cade acum să... Poliție supără nimic. Două, trei piese. Bine, mă, dar te rog și eu, măcar cântă-și tu ceva mai trist la început, ca să nu încep direct cu de-astea. Bine.
nu știu eu, mă, scândurele, mă. Păi nu știu eu, mă, scândurele, mă. Păi nu știi tu, mă, pompatule. Ha! Ia drum, ieși afară. Hai! Mama. Mama, te rog, zi ceva. Ce vrei să spun? Să te felicit că îți distrugi viața. Că fata mea care a intrat prima la rezidențiat a dat cu piciorul la întreaga ei carieră. Și toate astea pentru ce? Ca să fii bună? Mama, tu nu înțelegi. Fetița asta n-are pe nimeni, sunt singura ei șansă, mama. Are familie. De ce trebuie să faci tu asta? Mama, te rog, te rog, te rog, ascultă-mă. I-am jurat mamei ei. I-am jurat pe patul de moarte. E abia operată, trebuie să stea cineva cu ea tot timpul. De ce trebuie să faci tu asta? Înțeleg. De ce? Uite, eu nu te las. Chiar dacă trebuie să te țin cu forța. Nu renunți la rezidențiat. Mama, nu renunț la rezidențiat. L-am dat anul ăsta, am intrat prima pe țară, îți promit, la anul intru tot prima. Nu, nu și nu! Mama, ar fi bine să te obișnuiești cu ideea, pentru că nu vreau să ne certăm. Unde pleci? Discuția asta nu s-a terminat. Ba da, mama, s-a terminat pentru că am spus tot ce am avut de zis. Ioana! Și? Cum îți place casa? Ha? Tot Machedon te dai? Păi mă dau și eu ce pot. Mă dau Machedon, mă dau grec. Acum cu unii mă dau arab, că dă bine la afacere, știi? Dar ce să-i faci? Că asta e țara. Vezi? Bă, nu pot să cred. După câte am făcut eu pentru neamul nostru și ție, încă ți-e rușine că ești țigan. Ei, lumea te judecă. Pentru ei, eu... O să fiu întotdeauna țigan, știi? Nu rom, o să fiu țigan. O să fiu ăla, robul. Înțelegi? O să mă vadă ca pe robul. Așa am fost și eu. Dar cel mai rău lucru este să nești cine ești. Minciuna asta o să te roadă pe dinăuntru, frățiorul meu. Lasă-mă că știu eu mai bine asta. Treaba ta. E mai mare rușine să faci toate norocile pe care le faci tu decât să fii țigan. Adică să ciordești, să faci ciorănii, să faci toate șmecheriile, pentru că o să-mi fuzi pușcăria ca tata. Tăticu, săracu, Dumnezeu să-l odihnesc, că nici măcar n-a făcut atâta pușcărie cât a zis. Și el ne spunea, sunt la pârnaie și de fapt el era după femei. Că a înșelat-o pe mămica pe toate părți. Înțelegi? Tata n-a înșelat-o niciodată pe mama mea. Chiar puțin așa știi tu. Deci tu și astăzi vrei să vorbim tot despre lucrul ăsta? Nu, ai dreptate. Ai dreptate. Hai să mergem la masă, că astăzi trebuie să vorbim de bine pe toți morții. Ah. Hai. Mama, ce faci? Nu te las. Chiar dacă trebuie să te țin închis aici, cum nu am făcut-o când erai mică. Mama, înțelegi că nu pot să mă țin închis în casă, o să mă mut la familia Oprea. Ioana, de ce vrei tu să-ți distrugi viața? Fetița mea, te rog, tu ești o fată bună. Nu face asta. Măi, mamă, de ce n-ai niciun pic de încredere în mine? Nu, pentru că e o nebunie. Mama, îmi pare rău că trebuie să plec, așa, dar vorbim când te calmezi. Nu pleci nicăieri, să știi! Mama, te rog, o să o cunoști pe Ștefania, o să vezi un înger de copil, o să înțelegi atunci. Ce să înțeleg, Ioana? Ce să înțeleg? Că ai muncit atâția ani, că ai pierdut nopțile ca să înveți, că noi toți ne-am sacrificat ca tu să termini școala asta. Și toate astea pentru ce? Eu sunt mama ta și nu te las să pleci. Mama, încetează și dă-te la o parte, gata. Nu, nu stau la nicio parte, nu pleci nicăieri. Gata, terminați. Relu, spune și tu. Elena, las-o în pace. Plec, mama, pentru că asta e decizia mea. Eh? Ce zici? Belea! Ia uite, vezi acolo? Scaunele alea? Sunt versace, care nouă omul ne place. Mare frumusețe, mare frumusețe. Dar să vezi chioșcu, să vezi chioșcu, să vezi piano, pian cu coadă. Bravo. Pianul din chioșc, poate ne și cânti ceva. Nu cred că e cazul tău mai azi. Ei, da, astăzi nu, da. Lasă că vedem. Asta că poate și vântul. E ok. Hai. Ai auzit, mă? Nu e cazul de cântare azi. Ce, mă, vrei să mă sabotezi, mă? Bă, bă, scânturele, bă. Unde te duci, mă? Ceva, surioru, te pup.
Trece astăzi pe aici, te roagă fratele tău. Hai, te rog eu că am nevoie de niște public. Da, vine unchiul Rafa Miezu pe muzică din state și vreau să mă impresarize și pe mine. Fii atent, îți fac mare ofertă. Dacă vii, te lasă ție revanșa la cursa aia. Hai, te așteaptă surior, da? Hai, te pup, pa, 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 pa. Jomu, jomu, să ascultă, ia, mă, da. Alo, alo, salut, salut! A închis. Cine vorbeai? Îl știu? Hă? Hai, mă, zi, îl știu? Te bat. Versace? Mai ai nevoie de altceva? În afară de vin. În afară de vin, de ceva de mâncare. Oh, nu, 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 mulțumesc frumos că nu pot să mănânc, nu pot să închid nimic, dar mulțumesc mult. Eva, succes. Pentru? Ca să vă împăcați. Ei, Katia, până acolo e cale lungă. Sunt multe chestii de lămurit, mulțumesc frumos, da, mulțumesc. Atunci, te las. Ioana! Ioana, sper că știi ce faci. Da, știu. Eu nu te înțeleg. Uneori, când iei o decizie bună pentru tine, nu înseamnă că vei fi și înțeles de ceilalți. Să nu mă compar cu tine. A trebuit să plec. Spre binele vostru. Spre binele tău! Ai făcut-o spre binele tău și ai fost egoist. Știu, dar poate că a fost mai bine așa. Cum a fost mai bine așa? Mama te-a căutat luni de zile. A crezut că ai murit. Când șefii tăi i-au spus că ai încurcat registrele, că ai pierdut bani, a crezut că te-ai sinucis de frică. Eu măcar am anunțat-o. Și eu nu fug, tata. Eu am decis să salvez un copil. Ai un gest nobil. Tu ai abandonat 3 copii. Iartă-mă. Care s-au învinuit în fiecare zi că ai plecat. Iartă-mă, dacă aș mai putea să îndrept lucrurile. E prea târziu. E 5 ani prea târziu. Ce s-a întâmplat? De ce urlă mama așa în casă? Pentru că... O să vă spună, Ioana. Deci nu știam că te-ai întors. Plec. Te muți la Robert, a? Nu mă mut la Robert, mă mut la noul meu loc de muncă. Și am renunțat la rezidențiat, de asta țipă mama. Dar tu nu doreai să faci asta de când eram noi mici și ne jucam cu păpușile? Irina, nu mai suntem mici și am responsabilități. Și viața nu-i deloc un joc. Uite, avem de toate, așa. Hai. Așa, așa, și acolo. Așa. Cum, te mai vrei ceva? N-am nevoie de nimic. Avem de toate. E totul bine. Lua și voi locul, mă simt prost. Da, un vin roșu? Da, da. Și cum e la Bruxelles? E frumos? Cum să fie? Ca la noi. La fel ca la noi. I was brave after student. Da, acolo și aveți țigani? Avem oameni de toate felurile, de toate rasele, națiile, mai înalți, mai scunzi, mai grași, mai... Cu părul negru, cu părul roșu. Vezi? Ți-am zis că o să-mi faci de râs, m? Ți-am zis? Ha. Uite, unchiule, tu înțelegi pe tata? Că eu nu. Nu vrea să ne dăm țigani, dar altfel eu trebuie să respect toate tradițiile. Cum vorbești tu așa, mă? Cum vorbești tu așa că îmi place cu omul ăsta? Leo, lasă fata să vorbească. Nu te rușine, Leo, nu te rușine. Lasă fata să vorbească, Leo, că zice bine ce zice. Așa, ia, ți-am spus salut. Bună ziua! Leo! Bună ziua! N-am avut onoarea. Rafael Zamfir sunt, fratele lui Leo. Da. Ștefan Oprea. Ah, gata, știu cine ești. Da? Din ziare. Gata, 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 gata. Ne-am adunat aici să cinstim numele și memoria fetei mele și eu zic că restul să le lăsăm pentru un moment departe, să le lăsăm la ușă, da? Perfect de acord. Da. Începem, da, cu aperitivele, zic. Da. Unde ne putem? E acasă la mine.
I-a spus de maică-sa și n-a luat-o prea bine. Și că singurul motiv pentru care s-a zburat creierul atunci este ca nepoata mea să nu fie orfană de amândoi părinții, că altfel să știi că nu sunt de acord să stea acolo. Adevăratul ei loc este aici. Aici este familia ei. Aici. Păi, dar de ce nu stați jos? Stați așa în picioare. Luați loc. Uite, acum. Pentru Brândușa. Dumnezeu să o odihnească. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Să vezi ce masă au făcut ai mei. O să-ți placă maxim. Ce aici? Nu. Parastasem în vara mea, Brândușa. S-a sinucit săraca. De ce? Am înțeles. Băi, nu mai pot să stau. Am puțină treabă. Hai că vorbim, auzim la telefon. Ce ai, mă, șarpe meu? Mulțumesc. Nu mai vreau. Păi, n-ai bigagii ăștia ce mai fug ei după noi. Fac un duș și plec. Am o ședință foto. Ok. Atunci ne vedem diseară. Bine? Ei, nu mă duci tu cu mașina? Nu pot. De ce? E nevoie de mine aici. Nu. Ca să te uiți la apă? Nu. Ca să am grijă de familie. Înțeleg. Mă descurc. Singură. Da. Știi unde e tata? E în țigănie. Poftim? Ce-ai auzit? E la Parastas, la amanta aia lui. Cu tot familion. Stai mă puțin. De unde știi? Contează de unde știu. Am văzut cu ochii mei, îți povestesc eu acasă. Important e că amanta lui a fost o țigancă. Iar sora asta a noastră are sânge de țigan. Ștef... Ce faci? Îl aștepți pe tata? Da. Crezi că merită? Nu mai vine. Așa-i? Nu știu. Andrei, tu n-ai știut niciodată să minți. Deci? Nu cred că vine. Nu acum. Ok. Unde e? Nu știu, ți-am spus. Andrei, vreau să știu unde e soțul meu. Am vorbit cu Amza și mi-a zis că l-a văzut. Nu știu.
știu cât de benefic ar fi informația asta pentru tine. Nu știu dacă e potrivit să-ți zic. Andrei, au fost ani de zile în care n-am vrut să știu, am închis ochii, am fost pur și simplu proastă și am refuzat să știu. Acum vreau să știu unde e Ștefan. E la parastasul amantei lui. Sună-l pe Amza, află adresa. Mama, nu. Nu așa trebuie să procedăm. Trebuie. Măcar atât. Trebuie să înțeleg că nebunesc când pierd mințile. Sună-l pe Amza. Deci, mama, uite, dacă vrei să mergi, eu merg cu tine, te însoțesc. Asta în niciun caz. Cum nu? Ștefan e tatăl vostru. Trebuie să-l respectați așa cum e. Asta e o chestiune între mine și el. Atât. Nu, nu e bine. Andrei, sunt mama ta și trebuie să mă respecti. Te rog, te roagă mama, te rog. Robert, iartă-mă, chiar am vrut să te sun, dar m-am luat cu paltele. Ești nebună? Ai vorbit cu mama? Păi cum poți să faci asta? Cum poți să renunți la tot și pentru ce? Robert, ai fost acolo, ai văzut cât m-am luptat pentru copilul ăsta. Nu s-o abandonez acum. Și eu acum cum o să dau ochii cu mama ta? Ce treabă ai tu? Eu ți-am găsit job, practic eu sunt vinovat pentru asta. Te rog frumos, nu și tu. De ce vorbesc toți parcă e sfârșitul lumii? De când a aflat de Brândușa, n-a mai scos niciun cuvânt. Dacă o să țină tot așa, o să trebuiască să o ducem la terapeut. Te rog, chiar nu vreau să mă cer și cu tine. Nici eu. Nu înțeleg. Dar să știi că sunt alături de tine. Mulțumesc. Mi-e lipsit. Bună! 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 Eu trebuie să plec. Te ajut? Nu știam că voi doi sunteți... Nici eu nu știam că tu stai aici în casă. Aici locuiește iubitul, logodnicul meu. Și? Ce-ți mai face piciorul? Bine. Foarte bine. Din ce în ce mai bine. Nu se mai vede nimic, ai avut o mână de aur. Mă bucur. Și eu. Iar îmi dă regia tuberul. Abia aștept să-mi dea ăștia cărnetul înapoi. Nu mai pot. Da, unde vrei să ajungi? În centru. Mă duci tu? Dacă te ții bine? Eu mă țin. Ține-te tu. Hai.
Doamne, deci tu chiar ai nicio limită. Care e problema ta? Ce cauți în casa asta? Du-te și vorbește cu taică tu. Nu o să-ți dau explicații, în special după ce ai făcut. Eu? Să nu îndrăznești să te dai vreo victimă. Tocmai tu. Apropo, știi cum se numesc femeile care se culcă cu bărbați pe bani? Ștefania? 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 Da? Alo, Ștefan, unde ești? Am treabă, Ana. Și Ștefania? E... dormea. Nu doarme. Hai, nu intra în panică. Bine. Sper să nu se fi dus la lac. Hai că vin acum. Bine, pa. Ce, ți-a întâmplat ceva? Ne poate mai bine? E foarte bine, foarte bine. Chiar trebuie să merg la ea. În fine, are nevoie de tatăl ei. Nu doar de el. Bun, îmi pare rău, dar trebuie să plec. Mi-a părut bine. Și mie mi-a părut bine. Îmi pare rău. Nu lăsa mă să plec. Stai, fă la un loc. Ce nu înțelegi? O să găsim o soluție să ducem fata. Ce faci, Ștefan? Ștefania! De ce stai? Ajută-mă să o găsesc! Poftim? Păi nu mai face pe nebunul, e sora ta! Ajută-mă să o găsesc! Dacă s-a dus la lac, mă ajuți? Da. Ștefania! Vai, vecinii mei, ce zi tristă! Așa și este. Uite, vreau să... Îl cunoști pe cineva? Nu tu e. Este fratele meu, Rafael. E parlamentar. Ca să vezi. Uie. Să fim puțin solemni. Ștefania? Ștefania, ce faci? Ai grijă să nu cazi. Hai să mergem. Hai. Îți place? Dacă vrei, poate într-o zi te duc cu barca. Ce zici? Hai, așa facem. Mergem cu barca. Gata. Am stabilit. Hai. Ce cauți aici? Ce cauți aici? Sunt la fratele meu, la Leo. Leo? Trebuie să plec. Bă, stai, mai stai puțin. Nu pot să fiu lângă tine. Dar nu te mușc. Rodi, știi cât de greu m-am vindecat după ce mi-ai făcut? Nu pot, acum nu sunt în stare să fiu lângă tine. Sper că tu ești ok, da? Bă, vouă, nu vă e rușine, mă? Vă bateți joc de memoria și de numele fiicei mele? Vă e rușine? Am vrut și eu să mă aud de unchiul Rafa, cum cânt, unchiule. Ce stă eu de Rafa? Cum Rafa? Cum cânt? Rafa. Cânt. Mamă, unchiul Rafael unde e? Păi de unde vrei să știu eu? Unde e? Iris, du-te în casă, vezi, o fi acolo. Hai odată! Și terminați odată cu palamucul ăsta. Terminați că acum vă dau una de vă mut gura la spate. Nu vă e rușine? Terminați cu... Da, pe ce la masă ai vândut?
Fata mea care a fost o sfântă. Oare? Unde-i fugit mai așa? Hai acasă. Păi, și pe parastasul? De fapt, nu, rămâi tu aici și... ca să nu zică că suntem nesimțiți, ok? Bine, vita mea, cum vrei tu. Pup! Nu e sus, nu e sus. Nu știu unde să caut în casa asta. Gata, am găsit-o. Era la barcă. Opa! Oh, Doamne, Ștefania, Ștefania! Mi-ai speriat îngrozitoare. Mulțumesc! Cu plăcere. Deși nu era responsabilitatea mea să am grijă de ea. Ștefania, iubito, nu te ceartă nimeni. Dar să nu mai faci așa ceva. Mi-ai speriat foarte rău. Nu mai faci, nu? Nu mai face. Nu mai face. Hai! Vrei să mănânci ceva? Ți-e puțin foame? Hai, hai să vedem. Dar ce-i asta, bre? Doamna Oprea. Singura doamna Oprea. Soția lui Ștefan. Hm? Și de ce ai venit aici? Să ne râzi în nas că fata noastră a murit? Am venit să văd și eu ce l-a vrăjit pe soțul meu. Fata mea a fost frumoasă, deșteaptă, bună, o sfântă! Da! A? Și nu știa că are soție. Nu știa că are 3 copii. Știa! Și voi numiți asta sfântă? Doamnă, vă rog frumos, nu Leo. E cazul. Deci, Leo, lasă-o în pace! Că nu știe cu cine se pune. Să ții minte că o mamă îndurerată este ca o leoaică. Tu mă ameninți pe mine? Da! Tu? Eu te amenin și te iau de ciufu ăsta și te dau afară din curte! Lasă-mă! Să fac cu așa de om! Ce de ce ai venit aici? Spune-mi! Ce a zis? Nu pot să cred! Ai chemat să mă... Ai chemat poliția! Ai chemat poliția să mă arestează, Leo! Ai chemat poliția atât de frumoasă și de deșteaptă! Și dacă îl făceai fericit, de ce s-a dus la alta? De ce n-a rămas la tine? Te dau afară! Cu noi, ăsta e om bun. Ci că ne-a reclamat vecinii de muzică. Păi stai-mă puțin, că acum m-am aprins. Cum adică ne-au reclamat vecinii, că a sunat impecabil? Prea tare. Domn polițist, hai te rog eu frumos, du-te de aici, că noi avem alte lucruri de rezolvat. Hai! Ia-ți-l cu acest! Ia-ți-l cu acest! Nu ai ce să cauți în casa asta. Vorbește mai încet. Ție chiar nu-ți e milă când te uiți în ochii mamei mele? Chiar așa să vii aici sub nasul ei? Tu ai impresia că ești cel mai deștept bărbat de pe planetă. Dar de fapt ești doar un băiețel speriat. Și nu eu sunt motivul pentru care mama ta și Ștefan se ceartă. Nu doar tu. Omul ăsta e incredibil. Omul ăsta e tatăl tău. Ar fi bine să vorbești cu el. O să vorbesc eu și cu el, stai liniștită. Dar până atunci vreau ca tu să dispari. Și dacă nu vreau? Da, Lili. Da. Stai că nu înțeleg. Unde ți-ai uitat cerceii? Da, mai... da, merg... Merg eu să-i caut, da. Bine, pa. Ce s-a întâmplat?
Tata, fă ceva! Pe asta fac, la mine! Ce s-a întâmplat, mă, Mugelu? Să uite că a luat-o pe băta! Miliția a luat-o! De ce a luat-o? Ce s-a întâmplat? S-a bătut cu panarabă aia! Să zice că e nevasta lui ăla, lui Brândușă! Bă, unde a duce? Tata, fă ceva odată! L-a luat poliția acum! Bă, Iriso, ce ne facem noi? Adică ce-i casă! Nu ți-a fost de ajuns că fata mea și-a pus capăt zilelor? Că ai intrat în mormânt, că tu ai băgat-o în mormânt? Acum ai venit? De ce ai venit? De ce? Acum? Când a parastasul ca să-mi strizi ziua asta pe gână? Adică și crezi că eu nu am suferit? Nu am suferit! Ani de zile când m-a lăsat singură, singură de sărbători, singură! Mă mințea că-i la lucru și că încolo era cu... așa? Că era cu fiica ta! Păi și ce-ai fi vrut? Să lase copilul ăla singur? Și? Eu n-am stat singură cu trei băieți? Ah, ești victimă acum! Păi de ce nu mi-ai spus? Madame, nu vrei cumva și un premiu? A? Uite, fata mea e moartă! Asta e premiu pentru tine! Te bucuri, nu? Te bucuri! Râde inima în tine! Bravo, zi! Ești fericită, nu? Ești fericită? Zi, spune! Spune, a? Te bucuri, nu? Eu mai scot o vorbă, o vorbă, da, nu mai scot. Nu mai scot o vorbă. Ce-a fost în capul meu de-am venit acolo, nu mai scot. Sigur, de vorbi, nu vorbești, dar inima îți râde în tine. Râzi, a? Râzi de fericire? Copilul meu e mort, asta să știi. Vrei să mergi cu mine la mormântul ei? Vrei să te duc acolo, să joci pe mormântul ei? Să fii tu liniștită, fericită, mulțumită! Ce blestem, ce blestem! Poftim. Te-ai mai calmat? Nu cred că pot să mă mai calmez vreodată. Ba da. O să poți. Trebuie să faci curățenie în viața ta. Curățenie? E dărâmată toată. Trebuie să bag buldozerul. Eu cred că totul e din cauza lui Relu. Nu începe iar. A, da. Te să-l dai afară din viața ta, ca să te liniștești. Nu pot. Să nu-mi spui că îl mai iubești după tot ce ți-a făcut. Gheorghe, tu cred că știi foarte bine ce înseamnă să pierzi pe cineva iubit. Nu pot să o compar pe Adela cu Relu. Nu, 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 Doamne ferește, nu fac asta, dar... Vezi tu, cândva el a fost toată viața mea. Am fost fericiți. Și acum... Și acum trebuie să te trezești la realitate. Relu e nociv. Toate se întâmplă din cauza lui. Să plece de unde a venit. Nu era așa de bine înainte. Doamne, ce rău mi-e. Ah, uite, captenții, mi-e rău. Ah, mi-e rău. Liniștește-te dacă ai tensiune. Adună cumva picioarele, cum poți, calm. Dacă poți, poți? Da, da. Calm, calm. Nu forța nimic. Nu așa, nu așa. Nu, calm. Te relaxezi cât mai comod, să-ți fie cât mai comod. Pune palmele pe genunchi.
Ca și cum te-ai odihni. Lasă mâna jos. Expiră. Tot aerul. Tot aerul. Tot. Și inspiră. Cum poți. Expiră. Calm. Tot. Umerii relaxați. Inspiră. Atât. Inspiră. Aici. Perfect. Expiră. Inspiră. Respirație de diafragmal. Adică din burtă. Da. Atât. Mai bine? Da. E mai bine? Te-ai mai detensionat? Da. Calm. Atât. Uite că tot ești bună la ceva. Da. Începem din nou ceartă. Nu, iartă. Ușor, capul ușor, lasă ușor. Detensionează ceafă. Atât. Foarte bine. Foarte bine. De câtă vreme faci yoga? 3 zile? 3 luni? Păi și până în 24 de ore... Cum 24 știu... de ore? Cum 24 da. De ore, mă? Bine, cum bine, 24 bine. De ore? Când vreau nevasta acasă, acum. Păi așa spune legea, eu ce să fac acum? Cum ce să faci? Cum ce să faci? Să te duci peste ei, mă, să rup lanțurile, să dărâm zidurile, mă, să sun pe proastea aia de la primărie, că de-aia am dat acasă. Pe colonelul Onofrei, l-ai sunat? L-ai sunat? Că Veorica trebuie să fie aici, mă, că e parastasul Brândușei, mă. Și Veorica e măsa, mă. E măsa, mă, și trebuie să fie aici. Și voi ce uitați așa? Papa! Nici un papa! Și pe Ștefan? Pe Ștefan? Cine l-a chemat aici? Noi l-am chemat. De ce? Păi ca să vorbim, să luăm fata. Că îmi băgați dușmanul în casă, nu? Nu, ca să vedem cum facem cu fetița, să rezolvăm treaba amiabil, nu? Nu ia să scandal. Și... Tu ce vrei, mă? Vreau să nu cer și o iertare. Nicio iertare, mă, că te dau afară din casă. Vă dau afară pe toți, mă! Vă dau afară, că eu muncesc pentru voi, mă, muncesc pentru voi tot timpul, toată ziua muncesc. De cont. Pentru voi, că pentru voi fac tot ce fac și voi. Și voi ce? Așa mulțumiți, mă, asta-i mulțumire, mă, vă bateți joc de mine. Hala, frumos! Nu vreau să vă mai văd pe niciunul, nu vreau să vă mai văd. Afară! Așa sunt eu rea de gură, nu știu și când m-am fierbând, așa. Dar acum, de când am pierdut-o pe Brândușa, nu știu, nu pot să mă mai stăpânesc. Că nu știi ce înseamnă să pierzi un copil. Ba știu. Pe cum, ai pierdut un copil? Oarecum. La un moment dat, eu și Ștefan am hotărât să avem un copil, copilul nostru. Băieții erau mari, n-ar fi fost nicio problemă. Nu s-ar fi simțit neglijați. Așa și? Și am rămas însărcinată. Deși medicii mă avertizaseră că poate fi periculos, poate fi riscant să am un copil la vârsta mea, aveam o vârstă. N-am ascultat. A fost o sarcină ușoară. Era o fetiță. La un moment dat, însă, în trimestrul 3, luna 6-a, cred că eram, s-a descoperit că fătul avea o malformație la inimă, o malformație congenitală, ceva grav la inimă. Nu se poate. Așa ca Ștefania noastră. Toți. Cum? Nu știu. Oh. În sfârșit, la sfatul medicului, am decis să nu aduc pe lume un copil cu probleme. Și am renunțat la sarcină. Oh. A fost oribil. Practic am născut. A
am născut un copil pe care nu l-am ținut niciodată în brațe. Brândușa mea... Brândușa mea știa că are un copil cu probleme la inimă. Da, ea n-a avut curajul să renunțe, n-a renunțat la el, n-a renunțat. A Brândușa a avut curaj, fiica ta a avut curaj. Eu n-am putut, nu am putut să aduc pe lume un copil. Despre care știam că nu are nicio șansă la o viață normală. Un copil care ar fi fost o povară pentru Ștefan. Și știi ce culme ironiei? Tot el s-a îndepărtat de mine pentru că eram tristă, pentru că n-am putut să-mi asum decizia luată până la capăt. Am crezut că o să fiu puternic, o să fiu tare, o să trec peste. Ani au trecut până să fiu în stare să zâmbesc din nou. Iar Ștefan se întorcea acasă, găsea o femeie plânsă, tristă, deprimată și mută. Nu vorbeam cu nimeni, au trecut săptămâni, luni, în care nu eram în stare să vorbesc cu nimeni. Așa cum eu mă mir, el s-a consolat cu altele, iartă-mă. Degeaba m-am revenit eu la viața mea, era prea târziu. Între noi s-a căscat o prăpastie, ruptura a fost definitivă, ireparabilă. Doamne Dumnezeule, de ce a mai făcut Dumnezeu femeia pe lume dacă o pune să sufere atâta? Nu știu. Nu mai știu nimic. Lavinule, trimite-mi și mie, te rog, facturile alea de la Viena, alea cu spitalizarea. Vreau să plătesc eu tot, nu vreau să dați voi niciun ban. Să plătim. Așa e normal. Păi, n-ați plătit deja? Așa mi-a spus ea de la spital. Nu, am crezut că plătim când iese. Nu. S-a plătit la internare. N-am făcut nici noi. Păi, dar cine? Întreabă pe fata aia cu care a zburat acolo. Ah, bine, hai că rezolv. Cum ai putut să-i faci asta, mamei? N-am chef să vorbesc asta. Dar și nu mă tragi tu pe mine la răspundere. De ce? N-am voie? Tu ești copilul meu și nu mai al meu. Serios? Da. Nu ți-e rușine? Cum poți să spui tu treaba asta când femeia aia efectiv s-a sacrificat pentru noi? Cum ai tu pe o să spui treaba asta? Uite-te la mine și ține bine minte. Ea ne-a fost mamă mai mult decât ne-ai fost tu tată. Ție ar trebui să-ți fie rușine. Cum vorbești cu mine așa? Dar nu ți-e rușine? Vă rog frumos, speriați copilul, se aude până jos. Da, Grig, e în regulă. Nu-i nimic. Sunt ok. Am înțeles, dar nici nu se pune problema. Înțeleg, nu se pune problema. Și nici nu mă așteptam să vii tu să mă scoți din arestul poliției. E ok, bine. Hai, vorbim acasă, nu-i nimic. Stai puțin. Păi ce înseamnă asta? Vă să zic că românca este și țiganca stă aici la arest? Păi ăsta e abuz! No, e discriminare. Are dreptate. Eu nu ies până nu iese și doamna. Clar? Nu se poate. Cum adică nu se poate? Nu se poate, da, chiar nu se poate. Ia vorbiți dumneavoastră aici cu domnul procuror. Ia, vă rog. Până atunci eu aici stau. La urma urmei suntem amândouă la fel de vinovate. Sau nevinovate. Sau de nevinovate, ia.
Relu, trebuie să vorbim. Asta e semnalul. Trebuie să plec. Taci. Și ascultă-mă. Gata, tac. Te urăsc. Te urăsc pentru toți anii în care te-am crezut mort. Și că ai fugit cu altă femeie. Și câte și mai câte. Bine, dar n-am... Ai spus că taci. Da. Cel mai tare te urăsc pentru că le-ai părăsit pe fetele noastre. Când aveau atâta nevoie de tatăl lor. Știu. Da, taci odată. Gata, mut. Și mă urăsc și pe mine, pentru că nu am înțeles că plecarea ta le-a afectat atât. Am eșuat ca mamă, Relu. M-am refugiat în profesia mea. Sunt cea mai bună profesoară din județ. Elevii mei iau cele mai mari note la bac. Și mă iubesc toți. Și fetele noastre au picat la lecția cu viața. Pentru că eu nu am putut să fiu atentă. N-am fost atentă. Acum pot să spui și ceva. Nu știu ce să zic. Atunci să plec. Nu. Rămâi. Și fii un tată bun pentru ele. Întoarcerea ta a fost, cred, ca un semn divin. Dumnezeu a vrut să mă trezească la realitate. A vrut să înțeleg că fetele noastre suferă. Că de asta sunt blocate în viață. Sunt aici. Și o să te ajut. Leo, aici erai. Hai că sunt bine. Ce faci? Ce faci, Leo? Plângi? Mi-e dor de fata mea. Un copil bun. Da. Am iubit. Toți am iubit-o. Toți am iubit-o. Să-ți găsești liniștea și pacea, fata mea. Fata mea.
Ioana, vreau să vorbesc ceva cu tine. Vreau să plătesc banii. Ce bani? Spitalizarea de la Viena. Cei 75 de euro. Nu e nevoie. Banii au fost plătiți tot de cineva din familia Ștefaniei. Înainte să ne fi născut, te-am rugat pe tine să-mi alegi culoarea ochilor. Dar sufletele noastre erau tinere și nu căzuseră niciodată pe pământ. Tot ce am văzut până atunci era cerul, așa că mi-ai ales albastru. Gânduri lăsate prin vânt, ca scrisorile în sticlă, duse de var. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are timp. Așa că am ales să te iubesc ca un simplu muritor de rând. Am crezut că voi muri de sete, așteptându-mi sufletul pereche. Dar noi n-am promis că ne vom revedea de mult, înainte să ne fi născut. Poate, poate apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate. Văzut de la spate. Poate, 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 pentru altă viață ne vom regăsi și vom învăța să fim fericiți, admirând câte două răsărituri pe zi.